de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! O nouă săptămână, o nouă emisiune aici pe știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. A mai trecut o săptămână. Se pare că a fost, din punctul de vedere al COVID-ului, o săptămână benefică, număr mare de infectați, un număr mare de oameni, la fel de mare ca și prin aprilie. Da, se pare că la noi lucrurile sunt oarecum sub control. Nu știm, nu ne-a spus nimeni cât s-a testat, dacă trebuie să ne speriem că s-ar putea ajunge din nou cum a fost înainte. Om trăi și om vedea. Până atunci însă, eu vreau să vă spun că la nemțeanul sărac nici apele nu trag cum trebuie, trag rău, ca să spun așa. De aceea, astăzi în emisiune l-am invitat pe domnul Marius Mihai Nechita, directorul Seghea Neamț, ca să discutăm un pic despre situația generată de ploile torențiale care în unele locuri au produs pagube importante. Bună dimineața, bine ați venit la emisiune. Bună dimineața, domnule Bănălinescu, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Să le povestim un pic celor care ne urmăresc. Vineri, într-o deplasare de serviciu, oameni de la noi, de la Mesagerul, au fost în mai multe zone din județ, zone afectate, printre care și în zona Bicaz, spre Dămuc, încolo. Și v-am sunat și v-am arătat o situație. Înainte de asta însă, de a intra în amănunte, spuneți-ne un pic cam care este situația centralizată în acest moment la Seghea Neamț, ce anume știți în acest moment că s-a întâmplat în județ. Pe de altă parte, ați fost și în teritoriu și poate ne spuneți ce ați constatat. În acest moment, în județul Neamț acționează două comisii în subordinea ISU, cu reprezentanți de la marea majoritate a instituțiilor locale. Inițial a fost o singură comisie, dar săptămâna trecută s-a decis formarea celei de-a doua comisii datorită numărului însemnat de pagube care sunt în județul Neamț. Cam în ce zone ale județului le avem? Cea mai afectată zonă este zona Valea Muntelui, datorită torenților care au venit de pe versanți, dar în egală măsură poate fi considerată la fel de afectată și zona dinspre Târgu Neamț, Pipirig, Vânători, Agapia, Bălți. Deci la Pipirig știu sigur că au fost probleme și la Vânători și la Agapia avem. Da. La Agapia au fost cu poduri. Au fost niște poduri care au fost luate de viitor. Bun, pe Valea Muntelui cam care este situația? Săptămâna aceasta, în cursul zilei de sâmbătă, am avut la propunerea domnului președinte Mungăr Cosmanciuc și deputat de Neamț, împreună cu domnul prefect, am avut o vizită în teritoriu, în comunele Pipirig, Poiana Teiului, Borca Farcașa, Ceahlău, Grințieș, iar în cursul zilei de vineri am avut vizită în Bicaz și Dămuc. Situația nu este tocmai roz, pentru că pagubele sunt însemnate, evaluările au început, deja se muncește la rapoarte și la evaluarea pagubelor, urmând a fi înaintate în Comitetul Județean de Situații de Urgență și apoi către Guvernul României pentru accesarea de fonduri. Pentru bani ca să se repare. Pentru bani ca să se repare. Ce a fost, deci în afară de partea asta de ape, deci apele trec prin localități, ce ați constatat? Ce s-a întâmplat? S-a intrat, pagube sunt pe lucrări deja făcute sau în zonele unde nu sunt făcute lucrări de regularizare? În general sunt afectate zonele în care nu au fost efectuate lucrări hidrotehnice. Sunt colmatate mai multe poduri și podețe afectate, rupturi de mal, de drum. Da, noi am
Am fost și noi vineri și v-am și trimis o fotografie cu o situație din Dămuc, așa, ilustrativă, pentru că același lucru se întâmplă și în alte părți și se vede cum pe o stradă, aproape de centrul comunei, trece un părâu, probabil da. Părâul Dămuc, strada se cheamă Strada Bradului și practic o stradă pe o porțiune de 300-400 de metri nu se mai poate circula decât foarte greu pe o porțiune a ei și o parte este chiar dusă de tot, adică cei de acolo nu au cum să mai circule. Și de asta ziceam că poate ne spuneți un pic la ce să aștepte cei de acolo. În momentul de față, vineri, când mi-ați trimis acea fotografie, am anunțat colegii de la departamentul tehnic, am anunțat șeful de formație de pe Valea Muntelui și în cursul zilei de astăzi va veni la fața locului și va face o analiză tehnică, urmând ca în perioada imediat și imediat următoare să intervenim. Bun. Acum, care sunt cauzele pentru care se întâmplă toate asemenea lucruri? Ați fost acum o săptămână și în Văleni, da. Unde noi am scris ce am făcut un fotoreportaj. Ne bucurăm că cei de la primărie au avut inițiativa să facă curățenie acolo și v-au chemat și pe dumneavoastră, l-au chemat și pe domnul prefect, probabil. Ați văzut că spiritele nu erau chiar atât de pașnice la oamenii de acolo. Deci, care sunt motivele? Ce se întâmplă? De ce de atâția ani tot timpul ne plângem că avem inundații, că se intră pe cursurile de râu, se rup malurile, se rup șoselele și tot timpul se întâmplă același lucru. Care este explicația? Situația este puțin mai complicată pentru că lucrurile trebuie puse într-o ordine și din punct de vedere juridic și administrativ. Dacă ne raportăm la cele două râuri din zona Văleni, ele sunt împărțite pe trei administratori, să zic așa. Ce este de deci pe parcursul unui râu, avem trei porțiuni, cu trei stăpâni, mai în ghilimele, să spun așa. Ce este în partea, în zona forestieră, ține de domeniul silvic, puțin mai la vale avem noi apele române, iar și mai la vale este în administrarea și a domeniului public municipiului Piatra Neamț. Bun. Aici fiecare dintre acești administratori trebuie să facă anumite investiții. Problema cea mare la cele două râuri sunt aluviunile care vin din zona forestieră, ca și rezolvare ar fi necesar niște baraje de retenție în zona forestieră făcute de către colegii de la Silvic, pentru că principala problemă sunt aluviunile care vin la vale și se micșorează secțiunea de curgere al Albiei, apoi apa iese din Albie, inundând gospodăriile cetățenilor. Noi am intervenit de fiecare dată când au fost probleme prin formațiile de lucru, dar principala problemă pe cele două râuri sunt aluviunile care vin din zona forestieră. Bun, acum, eu înțeleg așa. Avem un râu, trei porțiuni. Da. Cei de la Silvic, ca să rezolve problema, trebuie să facă probabil un program care să ducă pentru finanțare. Da? Desigur. Finanțarea de unde vine? Păi ori se autofinanțează. Tot de la guvern. Tot de la guvernul României, dar proiectele respective vor fi executate de către direcția silvică. Bun, am înțeles. Dumneavoastră, pe porțiunea dumneavoastră, da. Trebuie să faceți același lucru ca și Silvicu și până la urmă finanțarea vine tot de la guvern. Desigur. Primăria Piatra Neamț trebuie să facă și ea același lucru, dar Primăria Piatra Neamț nu are bani, deci nu are bani și atunci face proiect pe care îl dă tot de la guvern. Da. Păi n-ar fi mai simplu, părerea mea, zic și eu așa, ca un neavenit, ca toate cele trei instituții să facă un singur proiect cap-coadă și una dintre ele, nu știu, sau toate trei, sau toți, să se ducă cu el, dacă tot banii vin de la guvern, să vină toți odată, pentru un singur curs de apă. Așa, vine de la Silvic anul ăsta, și ei au primit finanțare, din câte am înțeles, pentru câteva lucrări în zona Văleni. Pot să vă asigur doar atât.
În momentul de față știu doar că în luna august vor începe lucrările la partea din domeniul silvic. Urmând ca în perioada imediat următoare să începem și noi investițiile pe cursul de râu. Am purtat deja o discuție cu domnul Răzvan Găină, directorul ABA Siret, și ne-a asigurat de toată susținerea și dumnealui la rândul lui va solicita conducerii Administrației Naționale Ape Române fonduri expre pentru aceste două cursuri de apă, pentru ca cetățenii din municipiul Piatra Neamț, zona Vâlenți, să nu se mai întâmpine cu asemenea probleme. Consider că este inadmisibil să îți intre apa de cel puțin 3-4 ori pe an în casă, în gospodărie. Nu se poate așa ceva. Da. Nu se poate. Pe lângă faptul că îți intră apa acolo, este o zonă, e un pericol de contaminare cu diferite boli. De contaminare, bineînțeles. Ați văzut cât ați scos mizerie de acolo. Da. Și sunt foarte mari cheltuielile cu decolmatarea, să spun așa. Sunt foarte mari cheltuielile. Bun, acolo s-au construit un dig, un pod, un... Nu știu, pare că ceva îmi scapă, mie cel puțin îmi scapă ceva. Și nu înțeleg. Deci avem în acest moment zona asta în care s-au mai băgat bani. Personal am avut discuțiile cu domnul Găină și vă spun sincer, căutăm soluții pentru a se realiza în regim cât mai urgent cât mai rapid posibil aceste lucrări. Vă spun, este o situație stânjenitoare pentru toată lumea, dar care dăinuie de ani de zile. Nu este Eu asta încerc să spun. Dom'le, de ani de zile ne confruntăm cu aceeași situație. Poate ar fi cazul acum, împreună cu domnul Găină, împreună cu cei care au responsabilități și de ce nu și cu factorul politic până la urmă. Bineînțeles, să se apese pe niște butoane. Haideți, dom'le, să rezolvăm odată problema asta. Poate acum este momentul. Știu, nu sunt investiții, dar totuși, nu sunt bani de investiții, dar totuși, investițiile astea, dacă se fac, lucrează cineva, își plătește taxele, impozitele, dă niște salarii. Ar fi ca, suntem un oraș totuși din... Vă spun sincer că am fost la fața locului și am stat cu echipele de intervenție. Numai în pielea acelor oameni să nu fii și te pui în pielea lor ca simplu cetățean până la urmă, pentru că situația chiar n-aș dori nimănui să fie în acea situație. Îmi povesteați cum reacționau oamenii. Nu plecați de aici până nu se rezolvă. Deci am ajuns la fața locului și au venit oameni și mă trăgeau de mână și spuneam, vă rog frumos, nu plecați de aici, și le-am spus clar, nu plec de aici până nu se rezolvă, nu pleacă în un utilaj până nu se rezolvă toată situația. Bun. Acum, vorbind foarte cinstit, nu știu dacă dumneavoastră de la SGA trebuia să fiți cel care să stați acolo, dar este o altă discuție. Știți cum e când întâmpinăm asemenea nenorociri? Pentru că este o nenorocire. Problema este că este o nenorocire în fiecare an. Când întâmpinăm asemenea nenorociri, nu mai contează cine stă la față loc. Important este să se rezolvă. Pentru că nu aș dori nimănui să fie în acea situație cum sunt cetățenii din zona Vâlenți și din alte zone ale județului Neamț care sunt afectate de inundații. Până acum, din punctul dumneavoastră de vedere al SGA-ului, aveți o situație sau așteptați să termine cei de la ISU? Noi, în momentul de față, avem situațiile din anii trecuți, care și la această oră, tot în aceleași zone s-au produs marile probleme, să zic așa. Așteptăm în momentul de față ca colegii de la ISU să finalizeze rapoartele de evaluare a pagubelor, urmând ca în perioada imediat următoare să fie înaintate către Comitetul Județean de Situații de Urgență, a se analiza și a se înainta către Guvernul României pentru accesarea toată, de fonduri. Toată tevatura asta se centralizează la ISU, după aceea... La ISU și la SGA. SGA, da. Și merg propunerile acolo. Merg propunerile în Cam Comitetul Județean. Cât de rapid ar fi circuitul ăsta? Păi în momentul de față se acționează de săptămâna trecută, au început evaluarea pagubelor la propunerile Comitetului Local de Situații de Urgență. Săptămâna asta cred că vom finaliza toate rapoartele, urmând ca în proxima perioadă să fie înaintate în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Deci să sperăm că maxim o săptămână?
Săptămâna asta, părerea mea este că se vor finaliza aceste rapoarte, pentru că sunt destul de alambicate și complexe, pentru că trebuie verificat fiecare punct în parte de pe raportul operativ care a fost înaintat. Și probabil făcută și o evaluare măcar... Se va face o evaluare estimativă, o evaluare estimativă, urmând ca acea propunere să fie înaintată în Comitetul Județean de Situații de Urgență și apoi înaintat către Guvernul României. Domnul director, acum cu pandemia, cu inundațiile, am cam uitat multe lucruri. Noi toți, așa. Ce se mai întâmplă în zona Romanului? Știți că era problema cu apa, municipiu, nu mai aveau acces la puțuri, spuneau ei, nu mai era apă în puțuri. Din punctul dumneavoastră de vedere, care e situația? În acest moment, datorită precipitațiilor din ultima perioadă, nivelul debitelor râurilor au crescut și oarecum apa a ajuns la izvoarele de captare a pentru apa ser. Deci în momentul de față, din punctul nostru de vedere, nu sunt probleme pe livrarea apei. Pe distribuire este o altă discuție. Pentru că în ultimii 6 ani de zile apele române au livrat aceeași cantitate de apă către apa serv. Nu putem spune că apele române au livrat o cantitate mai mică de apă. Adică... La distribuție este o altă discuție. Dar dacă ne uităm pe o situație din ultimii 6 ani de zile, avem aceeași cantitate de apă livrată către apa serv. Da, deci problemele sunt la partea de distribuție. Bine, deci haideți să încercăm o recapitulare. Avem pe Valea Muntelui probleme mari în zonele tradiționale de genul ăsta, Borca, Farcașa, Poiana Teiului, Ceahlău, Grințieș și Pipirig. Pipirig, așa? Da, Dămucu în partea asta. Dămucu pe partea asta altă. Bicaschei, Bicaz Ardeal? Sunt și... Dar nu sunt atât de însemnate. La Bicaz iarăși este... La Bicaz ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A venit râul Izvorul Muntelui cu un debit mai mare și a săpat în malul unei proprietăți, s-a surpat o punte. Am avut în această dimineață discuția cu colegii de la tehnic, iar o echipă în această dimineață, dacă nu a și plecat deja, vor ajunge la fața locului pentru a căuta în primul rând soluții tehnice de rezolvare a situației, pentru că este o situație urgentă. Ați fost acolo împreună cu prefectul George Lazar. Care era reacția oamenilor? Oamenii se întâmpină în fiecare an cu aceeași problemă. Problema e că până în momentul de față nu s-au găsit o soluție de rezolvare. Eu nu înțeleg de ce să blochează niște lucruri, pentru că în fiecare an sunt înaintate rapoarte și proiecte tehnice care sunt valabile de la an la an. Că nu putem spune că într-un an acum este valabil și în următorul an nu mai este valabil. Noi căutăm soluții. Vă spun sincer, de când am ajuns în fruntea Seghea Neamț, caut soluții pentru a rezolva cât mai multe probleme cu care se întâmpină cetățenii și UAT-urile din județul Neamț, în limita posibilităților. Practic, dumneavoastră sunteți subordonați celor de la Siret, de ABA Siret, nu? Noi suntem o subunitate a ABA Siret și... Practic, tot, aducem toate finanțările aducem la cunoștință, aducem la cunoștință colegilor de la ABA Siret aceste probleme, dar în același timp și prin parlamentarii noștri, să spun așa, le înaintăm și către Guvernul României. Marea majoritate dintre ele au fost preluate de domnul președinte Mugur Cosmanciuc, care ne-a dat asigurări că în proxima perioadă, după ce vor fi finalizate aceste rapoarte, vom primi și sprijin din partea Guvernului României. Adică se vor transmite fonduri pentru revenirea cât se poate la normal. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la acest dialog. O să vă mai căutăm după ce se face centralizarea asta. Sperăm să facă cât mai repede, pentru că oamenii, până la urmă, nu sunt chiar în totalitate vinovați, deși
Dacă mergem prin zonele astea, și noi am spus-o și s-au supărat mulți, acum 2 ani sau când a fost la Farcaș, la inundația aceea devastatoare în zona Farcașa, în zona aceea, deci era pârâul și deasupra erau construite cotețe de așa porci este. Ca să poată așa să deverseze este. Direct în râu. Unul își trăsese, ca să spun așa, păstrăvărie în curte devind pârâul, după aia cerea despăgubiri că a fost inundat de propria lui deviere, ca da. Să spunem așa. Mă rog, lucrurile așa. Sunt, dar nu toți sunt vinovați de acolo pentru asemenea lucruri și trebuie ajutați atât cât natura, se poate. Cu natura nu te joci și iar în special apei nu poți să-i spui pe unde să treacă. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la emisiune. Oameni buni, eu vă mai rețin doar un minut. Va fi o săptămână grea, o săptămână în care vom mai avea probabil vești nu foarte plăcute dinspre zona pandemiei. Este o întreagă discuție acum dacă lumea este informată corect și dacă acest subiect numit pandemia de coronavirus nu este unul folosit în mod politic. Vreau să vă spun că orice este folosit de către partidele politice, de toate partidele politice, așa cum, de exemplu, și nu pot să nu spun acest lucru, avem un proiect de modificare a unei legi 272 care se referă la copiii care sunt în diferite sisteme de protecție. Legea aceasta vrea să introducă educația sexuală, sanitară în școli. S-a ales această modalitate șmecherească de a fenta o prevedere a Constituției care spune undeva că învățământul românesc are un singur, de fapt legea învățământului spune că are un singur loc în care se fac programe școlare, Ministerul Învățământului, și în niciun caz Parlamentul nu face curicula școlară. Cei de la USR au promovat legea. Ea a fost și adoptată cu niște modificări, dar modalitatea asta șmecherească de a promova o modificare la o lege în condițiile în care din 2004 exact același lucru există în legea învățământului, unde s-a introdus o structură de curs pentru elevi, începând de la clasele mici până la clasele mari, cu exact aceleași subiecte, arată că de multe ori agenda politică este făcută în funcție de interese de moment sau de interese, hai să le spunem, care nu întotdeauna țin cont de ce se întâmplă în viața socială reală. Ne oprim aici și ne vedem mâine dimineață la o nouă ediție a Caferei de dimineață. Cele bune, numai bine!